Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom face împreună cel mai delicios și cumpărat preparat turcesc, și anume șuberec. Pentru acest preparat ieftin, delicios, avem nevoie de următoarele ingrediente. Aluat, 1 kg făină, 500 ml apă, sare, compoziție interior, 375 g carne oaie, 375 g carne vițel, 50 ml ulei, 30 ml apă, 2 cepe, 1 linguriță piper, 2 lingurițe cimbru, mentă, 2 lingurițe sare. Dragii mei, începem acest preparat prin a încălzi un pic apa. Atenție, nu o fierbem! Următorul pas este să punem făina într-un bol și să adăugăm sarea. După aceasta amestecăm ca sarea să se distribuie uniform în compoziție. Acum luăm apa călduță și o turnăm peste făină. Ne apucăm de frământat. După aceasta lăsăm la odihnit până preparăm carnea. Dragii mei, acum punem carnea de vițel într-un bol și adăugăm carnea de oaie și amestecăm. Două lucruri trebuie să vă spun. Dacă vreți, puteți să puneți carne de porc în rețetă, dar nu va fi un șuberec adevărat. Al doilea lucru este că ar fi mai bine dacă găsiți carne de vițel în loc de carne de vită, deoarece carnea de vițel este mai fragedă. Acum tăiem ceapa și indicat este să o tăiem la mână ca să nu scoatem zeama din ea. Nu uitați să apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Acum adăugăm peste carne ceapa, uleiul, piperul, cimbru, sarea, menta și amestecăm bine. Menta poate să fie uscată sau proaspătă. Dacă este proaspătă, trebuie tocată mărunt. Acum adăugăm apa ca șuberecul să fie mai suculent după prăjire. Amestecăm bine. Acum, dragii mei, luăm aluatul și îl facem într-un fitil în acest fel. După care îl porționăm. Voi puteți porționa cum doriți voi sau cât de mare doriți să fie șuberecul. După aceasta luăm o porție și o întindem. Acum adăugăm carnea și o întindem uniform pe jumătate din aluat. După care împăturim. După care apăsăm cu degetele pe margine ca să nu se desfacă la prăjit. Următorul pas este să încingem uleiul bine și ne apucăm de prăjit. Acest preparat merge servit cu un compot de vișine rece.
Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!